детства. Я думал, у тебя полно русских женщин. Нет, но она хорошая. Bună ziua! Mă bucur că ați venit în număr atât de mare. Vom face o scurtă conferință de presă. Vreau să vă prezint pe invitații noștri. Voi începe întâi cu ce a fost și apoi cu ce va fi. Aseară a fost Carmen, producția teatrului Toni Bulandra, în regia domnului Suren Shakhverdian din Armenia. O avem și pe interpreta principală din spectacol, Bianca Pintea. Iar ce va fi după masă, va fi un spectacol în regia lui Dumitru Acriș din Basarabia, care este însoțit de actorul principal al spectacolului, pe care o să-l va prezenta Dumitru ulterior. Putem vorbi în română, nu? Sau sunt și pentru altă limbă? It's okay. Go on in Romanian, so it's... Yes. If it is Romanian, it's okay. You, and you, you, sorry? I don't understand Romanian. Okay, so I will speak a little bit in English. Okay, so we have the director of the performance last night, Suren Shakhverdian from Armenia. And we have Dumitru Acriș, who is from Moldavia. And he is the director of King Lear in another place. It will take place in the... Okay. And we have the actress who played the main role, Bianca Pintea, from that Toni Bulandra theater. So, I would like to let Suren to speak a little about his performance, and if you have some questions for him, he will answer about Carmen first. Bună dimineața! Ce faci? That's all. I'm sorry, I have to speak in Russian. Gabi and Dima can translate, please. Очень приятно в очередной раз присутствовать на театральном фестивале, на празднике Бабел. Sunt încântat să vin din nou la festivalul de teatru Бабел. Для меня этот театр как уже родной театр давным-давно. Pentru el acest театр a devenit deja ca un театр al lui, în care se simte ca acasă. Особенно в период Бабела я встречаюсь со своими друзьями. Și în special în perioada festivalului Бабел se întâlnește și cu prietenii lui. Рождаются новые проекты. Iau naștere proiecte noi. Именно на этом фестивале я встретился с Димой. Și anume la acest festival s-a întâlnit cu Dima. 12-13 лет тому назад. Acum vreo 12-13 ani. Мы поставили тут Гитлера, влюбленного. Au făcut atunci Hitler in love. И мы живем с этим театром и дружим очень близко и надеемся, что эта дружба будет постоянной и она будет развиваться. Și a conviețuit și s-a împrietenit cu acest teatru și speră ca această prietenie să dureze foarte mult. Я благодарю господина Ранина за то, что он в очередной раз предоставил возможность поставить Кармен. Mulțumim domnului Ранин că a oferit încă o dată ocazia să facem Кармен. Благодарю, что он верит мне до сих пор.
Mulțumim că încă are încredere în noi. Не знаю, как после Кармен, может это другая версия Кармен и он больше не будет верить мне, но у нас есть то, что есть. Nu știm cum, dacă mai are încredere în noi după Кармен de aseară, dar sperăm că o să fie bine. Я не хочу, чтобы эта моя дискуссия была монологом. Если есть вопросы, я с удовольствием буду отвечать на них. N-aș vrea ca această conversație să fie doar un monolog și dacă aveți întrebări, o să răspund cu plăcere. Только одно примечание. Благодарю всех, кто был задействован в процессе создания Кармен. Вот Кармен сидит тут. Mulțumim tuturor oamenilor care au luat parte la Кармен. Начиная со всех там, я не знаю, с людей, которые работают в гардеробе, Габи переводил нам, ну все, кто имел какое-то отношение к созданию спектакля Кармен. Începând de la oameni de la garderobă până la actori, inclusiv traducătorul, mulțumim tuturor care au luat parte la acest spectacol. In English, very shortly, what he told. He's very pleased that he could make this production of Carmen. He thanks to everybody, from the manager of the theater to the last technician on the stage. He had a long collaboration with our theater. He began it with Dumitru Akvish, who was also an actor in one very old production of our theater. It was called Hitler in Love, and they worked for Tony Bolandra Theater about 12 years ago. It was their first meeting. Now they are in different theaters, and they hope they can collaborate for further. And he wants, if you have questions to put, he will answer. Deci dacă aveți întrebări pentru domnul Șahvertian, dacă despre piesa de seară, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. How does he feel the audience from Târgoviște? Видел, что они очень хорошо реагировали на моменты, которые хотел обозначить. Observat că publicul a reacționat foarte bine în momentele care au fost instalate ca să reacționeze. И я не впервые вижу, потому что вчера была фестивальная публика, я видел, когда была публика именно жителей Târговища. Cu toate că ieri a fost publicul de la festival cu tot cu voluntari, a văzut și publicul din Târgoviște până festival, când a jucat Carmen. У нас там есть момент, когда актриса дает деньги, чтобы ее взяли на роль. În momentul în care actrița îi dă bani pentru a primi rolul principal. И режисер говорит, что коррупции нет в Румынии уже. Больше коррупции нет в Румынии. Și atunci regizorul îi răspunde că în România nu mai există corupție. Ну, я понимаю от зрителей, от реакции зрителей, что коррупция есть. Да, înțeles din reacția publicului că încă mai există corupție. Вот. Так что надо менять что-то в Румынии, наверное. Это был месседж. Așa că probabil trebuie schimbat ceva și în România. Asta a fost un mesaj. Мы в Армении недавно поменяли очень многое и знаем, как отрежиссировать, чтобы поменять жизнь к лучшему. Так что, если есть заинтересованность, могу помочь. Și ei în Armenia au schimbat anumite lucruri recent și știu cum să regizeze anumite chestii ca să ducă o viață mai bună. Și dacă avem nevoie de ajutor noi ca români, pot să ne ajute. Впервые в мире революция без капельки крови. E pentru prima dată în lume când e o revoluție fără lupicătură de sânge. В общем, я хороший режиссер в этом плане. Я его режиссер очень хороший, в аспекте просто. В революции, не в театре. В революции, не в театре. Я был очень активным участником, поэтому говорю. Я был
un participant activ al Revoluției și de astăzi. Nu, și azi temul nu-și nu mine. Dar acum trebuie să schimbe tema. So he enjoyed the reaction of the public last night. It was public for premiere, for festivals. The audience was a festival audience. But he had the opportunity to look at the first shows, the first two shows of Carmen, which were held with only with Gobiste audience. So he saw that the reactions were very, how they felt that the audience will react. And so he looked especially to the moment when the main actress gives money to the director to perform the main role, and the director says, in Romania there is no corruption anymore. And it was a good reaction in public, because he thought in Armenia it was the same. And he is a director who tries to catch the audience with some things to look at the reactions. So. Но вчера я был недоволен со зрителю, с молодежью, которые получили СМС и на последней сцене покинули зрительный зал. Ребята, если вы, ребята театра, и хотите быть в театре, нельзя покидать спектакль. Так, примерно 40-50 молодых ребят, которых куда-то позвали, вышли на последней сцене, помешали спектаклю. Я это хочу донести до людей, которые это делают. И нужно воспитывать зрителя, особенно зрителя, который вот хочет быть в театре. Am fost noi satisfăcut de faptul că spre finalul spectacolului aproximativ 40-50 de tineri voluntari au ieșit din public, chiar în ultima scenă, și ăsta acum vrea să transmită un mesaj cum că n-ar trebui să se întâmple această chestie. So he has also a remark concerning that some of the volunteers went out from the audience at the before the last scene, but it was, I think, they must went in another part of they must go to the parade, so it was not a very good moment in the performance. Aș mai avea o întrebare. Cum interacționează trupele din diferite țări, artiștii ei între ei? Dacă dialoguează, dacă există un schimb de idei, de impresii și evident se nasc și schimburi culturale mai târziu și proiecte consistente? Eu v-aș putea, din punctul meu de vedere, să vă spun. Sigur că e important ce spune el. How to, if you, during the festival, if you have exchanges with... Of course. Я начал говорить именно с этого, что мы с Димой тут познакомились. Ну, не тут познакомились, в Турции, по-моему. В Турции на фестивале. В Турции познакомились, потом встретились тут, родилась идея, и она периодически рождается. Кармен, четвертая работа у меня тут. Cu ideea asta a început, că și cu Dima s-a cunoscut pentru prima dată în Turcia, apoi s-au întâlnit aici și au făcut schimb de idei și au creat anumite spectacole. Și cu Carmen este al patrulea spectacol care vine aici. În plus, sunt legături foarte trainice făcute în timp, pe perioada festivalurilor. Iar tocmai aceste întâlniri fac ca aceste colaborări să continue și viitor. E o colaborare excepțională. În puține festivaluri creează acest tip de întâlniri. And in English, the question was, what connection can be done during this festival? The answer is evidently very good connections, because they can speak, they can change ideas, they can look at one to another performance. So it's a very good
interaction between artists. Am și o întrebare, nu știu pe domnul regizor Șimel, a trecut de la limbajul comun al teatrului, care este dialogul, la alte limbaje, gestic, coreografie, joc de lumini, toate piesele pe care le-am dat dumneavoastră Târgoviște, am văzut că elementul esențial este gestic, mișcarea scenică și mai puțin dialogul. Cum au percepat artiștii Târgoviște, actorii Târgoviște, la noua dumneavoastră viziune regizorală? Mainly the productions of Suren are very visual, full of, in which the text is not, is locuit, replaced by gesture. That's why we invited him to make this production. And how do the actors react to such a type of theater with choreography, light design, special atmosphere, very strong visual? Это не моя не первая работа в этом направлении, в направлении классического театра, театра, где больше движения, мало слов. Я думаю, что в рамках фестиваля, и чтобы было всемирно узнаваемо и без текста, без перевода, сейчас очень так популярно делать такие спектакли, где особо текста нет. А то, что касается работы с актерами, со светом и с другими вещами, она это... Работа режиссера, которая должна быть. Со мной мы вместе с хореографом, которого тут очень любят в Румынии, с Юго Вольфом, дружим уже давно. Я рад, что мы встретились на этом фестивале, на этом проекте. У нас была очень интересная, очень дружеская, очень такая совместная работа, где мы с полуслова друг друга понимали. Nu este primul proiect în care folosește arta teatrului plastic și consideră că această artă este un fel de limbă internațională, ca să poată fi înțeleasă de oricine și cu un dialog foarte, foarte scurt ca să poată fi înțeles. Și se bucură și de faptul că l-a cunoscut și pe Hugo Wolf, coregraful la spectacolul Carmen, și sunt prieteni de foarte mult timp. Și vreau să mulțumesc și de la coregraf până la regizorul tehnic și regizorul de lumini pentru toată treaba făcută. So he mainly he directed such non-verbal productions as Carmen, and that's why he uses in his plays a lot of visual things, atmosphere, lights, and which are and gesture and body language more than a language, because the language in theater is like a barrier. But he was helped by Hugo Wolf, a very good choreographer, and I think. We could see these things on the stage. Mai pleca. Ok, vreo 5 minute. Может, Bianchi zadați-ți vopros. A fost o muncă intensă și foarte importantă pentru noi, pentru că limbajul corporal este, după părerea mea, mult mai important. Adică este foarte important, este esențial. El transmite, primul rând, ceea ce vrem să spunem. Și nu prea știm să controlăm. Suntem învățați să vorbim, mai mult decât să transmitem corporal. Însă cu Hugo am lucrat foarte intens, foarte bine, am făcut experiență împreună. Și am crescut împreună, am învățat foarte mult. Am lucrat foarte mult pe tango, ceva diferit, ce nu mai lucrase, ce puțin eu.
Și cred că este un lucru foarte bun. E mult mai greu să transformi cuvântul, să poți transmiți corporal. Și corpul trebuie să fie pregătit. Trebuie un antrenament constant. For the actors, it's very important to work with their bodies. Much difficult to express with your body than with words for an actor. And so they trained very hard, and they, for them it was a very interesting experience and a very benefic experience, doing things they didn't do, like tango or I don't know what kind of choreography. So they had a great experience, and she thinks that will help her in her next productions. Să vorbesc și Dima, fiindcă din păcate el trebuie să fugă. Da, noi ne-am obișnuit că lucrurile frumoase totuși s-au întâmplat pe scena asta și întâlnirea cu Suran. Ideea cu Hitler a venit într-un cort, în curtea teatrului. Istoria spectacolului, noi l-am jucat în câteva țări sub sigla Teatrului Tony Bulandra și vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Mihai Constantin Ranin pentru suport, pentru tot ce face pentru teatrul ăsta, pentru că tot ce se naște totuși, dacă nu are la bază iubire, cred că nu are rost să existe. Și cred că în jurul teatrului și în interiorul teatrului există foarte multă iubire și ea coboară, cred că, undeva de la etajul 2. Ceea ce e foarte important. Noi, în anii trecuți, am jucat pe această scândură, care deci, deja este plină de energie artiștilor care joacă în teatrul ăsta, care sunt minunați. De data asta mergem la Casa Sindicatelor, cu totul alt spațiu, Regile Lir, un spectacol aproape interzis în Rusia. Ceea ce a vorbit Suran de Revoluție, cred că... Eu consider că al treilea război mondial totuși este început, doar că nimeni nu vorbește despre asta. Inanet și Sudanet. He knows very well this theater. Today they will play in another house. It's a different space. He is a little bit nervous. He doesn't know what it will be happen. The production is almost banned in Russia. We don't know why. We will see. And he loved to play here. He began the first time with Suran. The first production was not here, and now he is very interested how the things will work in the other place. Anyway, he wants to thanks to Mr. Ranin, who was the brain of all this, what happens now in Baden, and he says that everything is made with love, and this feeling comes from the second floor going down in the audience. În partea stângă l-aveți pe actorul care joacă Regele Lir, Ivan Drobiș. Ivan Drobiș? Da, noi nu prea am știut că o să ajungem anul ăsta sau nu o să ajungem la Babel, pentru că erau mai multe situații dificile, cred că legate de Rusia, legate de relația rusă și alte țări, dar cred că revoluția prin artă a câștigat și suntem aici. Ivan Drobiș is the main actor, plays the main role in the performance. They had a lot of problems to arrive in Romania because with Russia, with passports, with visas. Noi avem un actor ținut în aeroport în Moscova care nu a zburat la festival. They have an actor which couldn't arrive because he's from
Uzbekistan. From Uzbekistan, he didn't got his visa, so maybe I think. Și de aceea, astăzi seara trebuie să salvăm spectacolul și cred că o să ies eu să joc, pentru că spectacolul oricum trebuie să aibă loc. So, anyway, the show must go on. maybe he will play this role. That happens in a festival. Asta se întâmplă uneori în festivaluri. Probleme care apar pe nepusă masă. Cred că este prematur să vorbim acum despre spectacol, cred că păreri și concluzii, cred că după. So only he will speak only after we see the performance. It's not very normal to speak before the performance. They also have emotions before. Thank you. Thank you. Я вечером скажу. Și să încontră cu spațiul de la Casa de Cultura Sindicatelor, mult mai general, nu puteți să gestionați mai bine jocul scenic? Ba da, aveți dreptate. Pentru spectacolul nostru, pentru Lir, este un spațiu foarte bun. Și am lucrat ieri până pe la 2-3 noapte, astăzi de dimineață, și cred că o să-l adaptăm. Eu îmi doresc din tot sufletul ca să aibă loc un spectacol bun de seară. Dar e un spațiu mult mai apropiat pentru spectacolul nostru. De asta și-am ales Casa Sindicatelor. Pam-pam. Și-a sunat la prost. Atunci, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim mult. Vă aștept. Thank you.